promovată de Partidul Social Democrat. Nu suntem semnatari acestei moțiuni de cenzură, nu ni s-a cerut așa ceva. Evident că am fi semnat probabil după ce am fi discutat asupra textului moțiunii, că nu semnăm nimic în alb pentru nimeni. Ceea ce trebuie să vă spunem noi este că Pro-România va vota această moțiune de cenzură împotriva unui guvern Orban care a fost instalat în luna martie de PSD și PNL. Noi ne propunem să dăm acest guvern jos, să venim cu o propunere de premier care împreună cu o echipă să aibă 4 obiective. Sănătatea, economia, educația și organizarea alegerilor parlamentare, pentru că cele locale este evident că vor fi organizate de actualul guvern, în condiții de siguranță pentru sănătatea cetățenilor și de competiție corectă și onestă. Nu suntem noi cei care să venim să propunem un premier. Este o chestiune care privește pe președintele Klaus Iohannis și Partidul Social Democrat. Probabil că PSD va veni cu o propunere de premier care să fie eventual agreată de PNL și președintele Iohannis. Asta dacă se va trece din procedura parlamentară. În ce mă privește pe mine, eu nu cred că se va trece prin procedura parlamentară și vom fi în situația din anul 2009, când guvernul Boc, demis de Parlament prin moțiune de cenzură, a continuat să conducă țara până când s-a format noua majoritate parlamentară. În al doilea rând, constatăm că a avut loc o rectificare bugetară, că datele privind bugetul s-au modificat substanțial, că domnul Câțu recunoaște pentru prima dată că sunt grave probleme la buget, dar PNL gândește numai în termen electoral. Spre exemplu, sunt 2 miliarde de lei în fondul de rezervă, care ar fi putut fi dați pentru majorarea alocațiilor în cuantum prevăzut de legea adoptată de Parlament și pentru majorarea pensiilor cu 40%. Și aici mă refer în special la pensiile mici, sub 1.500 de lei, care înseamnă să rezolv problema 3 milioane de pensionari din România. De ce a pus banii în fondul de rezervă guvernul PNL? Foarte simplu. Este mijlocul prin care a transferat ca la fotbal de la PSD primar către PNL și mijlocul prin care va continua să facă presiune asupra primarilor în perspectiva alegerilor parlamentare. Primește bani cine susține Partidul Național Liberal, situație în care nu putem vorbi de o competiție electorală corectă. Constatăm că și din această perspectivă, prioritățile Partidului Național Liberal nu au nicio legătură cu adevăratele priorități ale României. Românii sunt preocupați de economie, sunt preocupați de șomaj, sunt preocupați de situația din domeniul sănătății. Guvernul PNL este preocupat de la începutul acestui an doar de alegeri. Mai întâi de alegeri anticipate, acum de alegeri locale și probabil, nu, imediat ce s-au închis. Nu probabil. Sigur, după ce s-au